Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Silvia, iar astăzi vreau să vă arăt cumpărăturile făcute în ultima perioadă. De la ultimul clip de genul s-au adunat destul de multe produse și m-am gândit că merită aduse în atenția voastră pentru că sunt produse destul de interesante. După cum v-am mai menționat și cu altă ocazie, clipurile acestea nu sunt făcute cu scopul de a mă lăuda, ci pur și simplu îmi place să vă pun la curent cu produsele pe care mi le cumpăr și pe care le primesc, iar acestea fiind menționate, zic să trecem la produse. Am plasat o comandă pe farmacia Dr. Max pentru că am găsit oferta 2 plus 1 gratis la mai multe geluri de duș, ofertă care mi s-a părut foarte bună de altfel, așa că am vrut să profit de ea. Și primul gel de duș este acesta, Sweet Vanilla Woods, care miroase într-un mare fel. Brandul se numește Lavish Care și fiecare are 500 de ml. Nu am mai auzit până acum de acest brand, însă am vrut să-i dau o șansă pentru că au extrem de multe arome pe site și m-am hotărât destul de greu la care să renunț pentru că toate mi-au făcut cu ochiul. Al doilea este acesta cu pepene galben, care miroase și el extrem de bine și pe care abia aștept să-l folosesc la vară, pentru că mi se pare mirosul ideal pentru perioada caldă. Iar ultimul este acesta cu banane, care miroase și el foarte bine și pe care abia aștept să-l folosesc, iar din această gamă mai găsiți în exact aceleași arome și loțiunile pentru corp, însă pentru început m-am rezumat doar la gelurile de duș. Și pentru că nu au fost suficiente geluri de duș, am profitat și de oferta celor de la Trickle Moon, iar de la ei mi l-am cumpărat pe acesta, Sugar Plum Fairy, care miroase foarte bine și el. În momentul de față îl am în duș pe cel brazilian, care îmi place destul de mult. Următorul este acesta cu extract de merișoare, care are un ambalaj tare simpatic și pe care abia aștept să-l folosesc. Și ultimul, de care sunt cea mai încântată, este acesta cu cireșe, care miroase destul de asemănător cu cel de la Avon cu cireșe, despre care v-am vorbit acum ceva timp și care mi-a plăcut extrem de mult. Și tot de la ei am și două scrub-uri pentru corp, pe care le-am cumpărat într-o altă comandă, pentru că le-am găsit la ofertă și vroiam să le încerc de ceva timp. Și primul este acesta, tot cu cireșe și el, are 225 de ml și abia aștept să-l încerc, pentru că am auzit lucruri destul de bune despre aceste produse. Iar al doilea este acesta, Brazilian Love, pe care abia aștept să-l folosesc. V-am menționat mai devreme că am gelul de duș în uz și îmi place destul de mult, așa că sunt curioasă ce poate face și scrub-ul. Din BBT mi-am cumpărat acest șampon de la Chef pentru părul uscat și deteriorat cu ulei de argan și rodie la 500 de ml. Eu nu știam că cei de la Chef au produse pentru păr, știam doar de gelurile de duș și săpunurile lichide pe care le-am văzut și în mediul online, însă ulterior am găsit la raft și produse pentru păr, care erau și reduse, așa că le-am cumpărat să văd cei de capul lor și bineînțeles că mi-am luat și un balsam. Acesta este cu ulei de cocos și keratină și ambalajul arată foarte bine, nu o să vă mint, dar sunt curioasă ce o să facă pentru părul meu. Un alt șampon pe care l-am luat din Kaufland este acesta de la Garnier, Botanic Therapy, cu cărbune și ulei din semințe negre. Spune ei că este pentru scalpul gras și lungimile uscate, însă asta rămâne de văzut. Nu l-am mai încercat până acum, avea un preț bun, așa că l-am cumpărat. Și tot din Kaufland mai am 3 antiperspirante de la Gerovital, pe care le-am găsit la un moment dat cu 9 lei, așa că am profitat de ofertă. Și acesta este primul. Spune ei că nu conțin alcool și nu ar lăsa pete pe haine, însă asta rămâne de văzut. Al doilea este acesta, care sper să miroase bine, pentru că am mai avut antiperspirante de la ei care nu m-au încântat la capitolul miros. Iar ultimul pe care l-am cumpărat este acesta, varianta Fresh, care sper să fie ok și el. Eram curioasă de ele încă de când au apărut, însă uite că până acum nu am reușit să le încerc. Variantele vechi nu m-au dat pe spate, așa că sunt curioasă cum sunt acestea. Și dacă tot am vorbit de Kaufland, am și acest ser pentru față de la Elmi Plant din gama 9, pe care l-am cumpărat cu 35% reducere în programul de reciclare. Spune că este un ser intens hidratant și eram curioasă de el încă de când a apărut. Ce-i drept, toată gama mă atrage, de ce să vă mint, însă am zis ca pentru început să mă rezum doar la serul pentru față, pentru că am oricum foarte multe produse, are o textură destul de interesantă și chiar abia aștept să-l folosesc. Are 30 de ml și l-am cumpărat cu vreo 20 de lei, dacă nu greșesc. Mi-am recumpărat și gelul de ras de la Bevola pentru că îmi place extrem de mult. Este cu aloe vera și vitamina E și face o treabă genială, iar dacă nu l-ați încercat încă, vi-l recomand cu tot dragul pentru că este până în 10 lei. Iar eu mi-am cumpărat două tuburi ca să fiu sigură că nu o să mai ajung din nou prea curând în Kaufland, pentru că iarăși aș face ravagii în buget. Am plasat o comandă și la Oriflame, de unde mi-am cumpărat acest șampon din gama veche Herix, un șampon pentru controlul mătreții, așa spun ei. Are 250 de ml și l-am găsit la un preț bun în ofertele online. Mi-am luat și un gel de duș în aroma nouă pentru că nu m-am putut abține, însă nu miroase extraordinar, să fiu sinceră. Mă așteptam să aibă un miros ceva mai puternic, însă nu este cazul, dar cu siguranță o să-l folosesc și pe el.
Mi-am luat și o cremă de mâini cu cocos din gama Love Nature pentru că am găsit-o la ofertă și am vrut să o încerc, deși v-am mai spus de multe ori că nu sunt fan creme de mâini Oriflame din cauza texturii foarte lejere care pur și simplu alunecă de pe mână, ambalajele acestea pur și simplu mă acaparează și uite că le mai cumpăr din când în când. O mască de păr din gama Duology care a avut și ea un preț foarte bun, am auzit numai lucruri bune despre această gamă și am zis că este momentul să o încerc și eu să văd ce poate și de ce este atât de lăudată. O cremă pentru picioare din gama FitUp, care este în ediție limitată, cu ulei din nuci și merișoare. Mie îmi plac foarte mult aceste creme de picioare, iar recent am terminat o alta de la ei, așa că mi-am făcut stocul pentru că îmi plac la nebunie și se comportă foarte bine. Taxa de livrare am înlocuit-o cu această rezervă de gel intim de la Feminel, varianta cu merișoare pe care nu am mai avut-o până acum. Mă înțeleg bine cu acest gel intim, însă mi se pare puțin cam scump pentru ceea ce oferă, însă în momentul în care îl mai găsesc la taxa de livrare, îl mai cumpăr pentru că este un produs bun. Am plasat o comandă și la Avon pentru că am avut pe comandă 3 geluri de duș la 720 de ml, iar pe lângă acelea, bineînțeles că mi-am mai cumpărat și eu câteva produse, printre care și două spumante de baie și primul este acesta, Pink Sand se numește, este cu apă de cocos și fructul dragonului, a avut un preț bun, nu l-am mai avut până acum, plus că mi se termină stocul de spumante de baie de la ei, așadar l-am cumpărat. Iar al doilea este acesta, Getaway Dreams, care este cu floare solară și care miroase genial, mi se pare perfect pentru vară, așadar abia aștept să-l folosesc. Și pentru că nu aveam suficiente, mi-am luat și 3 creme de mâini și prima este aceasta cu fructe tropicale, care este o lansare nouă și pe care abia aștept să folosesc. Știți cât de mult îmi plac aceste creme de mâini, pentru că v-am vorbit despre ele de nenumărate ori. Următoarea este cea cu rodie, pe care am recumpărat-o pentru că îmi place și ea foarte mult. Chiar am terminat-o zilele trecute și miroase excelent. Iar ultima pe care mi-am cumpărat-o este cea cu unt de cacao, pe care n-am mai avut-o de mult timp. Mi s-a făcut dor de aromă, așadar m-am decis să o recumpăr și pe aceasta. Am făcut loc în cadru ca să încapă și restul produselor, pentru că mai am să vă arăt câteva și continui cu cele pe care le-am luat din DM și am aici gelul de duș de la Tezorii d'Oriente, varianta Byzantium, care este una din preferatele mele. Nu aveam nevoie de un alt gel de duș, însă am observat că acesta începe să se găsească din ce în ce mai greu în magazine, așadar în momentul în care l-am găsit la raft, l-am luat fără să stau pe gânduri, mai era unul singur, așadar am vrut neapărat să-l am pentru că miroase genial. Mi-am luat și acest ulei de păr de la marca lor proprie, pentru că cel pe care l-am în prezent este pe terminate și nu mai am niciunul pe stoc. L-am mai avut în trecut și mi-a plăcut destul de mult, așadar l-am recumpărat. Am și alte uleiuri de păr pe listă, însă dacă eram în DM și îl aveam pe acesta la îndemână, l-am luat pe acesta. Și mai am două produse pentru față și primul este această cremă cu vitamina C de la Balea, pe care am vrut să o cumpăr de foarte mult timp, însă până acum nu am luat-o pe motiv că am suficiente creme de față și nu am nevoie de încă una și într-adevăr așa este, însă nu vă zic cât mi-a stat gândul la ea. De fiecare dată când mergeam în DM, o luam de pe raft de 100 de ori și o puneam la loc, o întorceam pe toate părțile, mă holbam la ea cu orele și am zis că nu se mai poate, trebuie să o iau, așadar mi-am făcut o mică plăcere și am cumpărat-o până la urmă. Și ca să nu plângă draga de ea că este singură în rutina mea, bineînțeles că i-am cumpărat și o prietenă și anume serul cu vitamina C, tot de la Balea, care mi-a făcut și el cu ochiul de câteva ori, însă nu i-am dat atât de multă importanță cum i-am dat cremei, nu știu ce m-a atras la ea, vă zic sincer, dar a trebuit să o cumpăr, la fel și în cazul serului, are 30 de ml, a fost până în 20 de lei și abia aștept să-l folosesc și pe el. Ne întoarcem la BBT, de unde mi-am cumpărat acest spray cu protecție termică de la Viorica, din gama Vie, care miroase genial. Cel de la Vela este pe terminate și am auzit numai lucruri bune despre acesta, așadar m-am hotărât să-i dau o șansă. Protejează până la 230 de grade și chiar sunt curioasă cum o să fie. Din programul ambasadorilor Bioderma mi-am revendicat acest ser pentru față din gama Sebium, destinat tenului cu tendință acneică. Are 30 de ml și conține acid hialuronic, dar și acid salicilic. L-am văzut și în BBT la raft la prețul de 100 și ceva de lei. Țin minte că l-am și testat pe mână și mi s-a părut foarte interesant și de atunci mi s-a pus pata pe el, însă mă bucur nespus de mult că am putut să-l aleg pe baza punctelor strânse. O apă de trandafir de la Ina Essentials pe care am cumpărat-o gratuit și am plătit doar transportul de 15 lei. Au avut ei la un moment dat ceva promoție, v-am anunțat și pe Instagram de ea, însă dacă nu mă urmăriți acolo, nu ezitați să o faceți, pentru că pe story vă anunț de toate promoțiile și ofertele pe care le găsesc în online și care mi se par și mie interesante. Știți că apa mea de trandafir preferată este cea de la Avon, așadar sunt curioasă cum o să fie și aceasta. Aici am o cremă de mâini pe care am primit-o de la o tipă pe care o urmăresc pe Instagram cu 1% ceramide. Ea laudă foarte mult produsele acestui brand, însă mi se par puțin cam scumpe, așa că mă bucur că am ocazia să încerc ceva de la ei.
Am dat o tură și prin Primark, de unde am plecat cu acest parfum care miroase genial și care este perfect pentru primăvară. Îl am în varianta mică, însă este aproape gata și m-am hotărât să-l cumpăr în varianta mare, pentru că îmi place mult prea mult. Este fructat, vanilat și floral, exact așa cum scrie și pe cutie, și mă bucur că acum îl am și în varianta mare. Mi-am cumpărat și acest mascara pentru păr, care ar trebui să țină în loc firele rebele. Pe cel de la Balea nu l-am mai găsit la raft, pentru că a fost o mare nebunie cu el și toată lumea îl cumpăra, însă, din câte am înțeles, nici nu a fost atât de bun pe cât se spunea, așadar m-am hotărât să-l cumpăr pe acesta, pentru că a fost doar 15 lei și cu siguranță o să-mi fie util. Ne întoarcem iarăși la BBT, de unde mi-am cumpărat câteva seruri pentru față de la Delia Cosmetics, pentru că le-am găsit la ceva ofertă și primul este acesta cu peptide, are 30 de ml și abia aștept să-l folosesc. Eu am mai avut seruri de față de la ei, însă în varianta mică de 10 ml luate de pe Notino, care mi-au plăcut extrem de mult, așa că nu puteam să ratez oferta. Îl mai am pe acesta cu vitamina C și următorul este cu colagen, de care sunt tare curioasă, pentru că cel pe care l-am avut de pe Notino în variantă mică, tot cu colagen a fost și el și mi-a plăcut extrem de mult și sunt curioasă dacă și acesta va fi la fel de bun ca și acela. La următoarea vizită în BBT aveau din nou promoții la aceste seruri, așadar mi l-am cumpărat pe acesta cu niacinamide și zinc, pe care nu l-am găsit prima oară și pentru că a fost ofertă 1 plus 1 gratis, iar serul cu retinol nu mi-a atras atenția, l-am cumpărat din nou pe acesta cu colagen, pentru că am observat că mă înțeleg foarte bine cu acest ingredient. Însă acum rămâne de văzut dacă și acestea o să fie la fel de eficiente ca și cel pe care l-am cumpărat de pe Notino. Și ultimele produse pe care vreau să vi le arăt sunt de la Nala, unde am plasat o comandă de ziua mea pentru că mi-au oferit un voucher de 40% reducere și am vrut să profit de el, plus că mai aveam în cont puncte de la o comandă anterioară, așadar la capitolul preț am ieșit foarte ok pe această comandă și am considerat că merită. Și mi-am cumpărat acest gel de duș, cocktail de fructe, care miroase extrem de bine și pe care abia aștept să-l folosesc și l-am mai cumpărat și pe acesta cu piersică pentru că nu aveam suficiente geluri de duș, ce să vezi, deși v-am arătat o grămadă chiar și în clipul de astăzi. Mai am un scrub pentru corp pe bază de sare cu struguri roșii, care miroase și el foarte bine și pe care abia aștept să-l folosesc. Mai am un șerbet pentru corp cu clementine, care am înțeles că miroase foarte bine, așadar am vrut să-l încerc și eu. Și îl mai am pe acesta cu zmeură și vanilie, pe care am pus ochii de mult timp, însă o perioadă bună de timp nu l-am găsit pe stoc. Un exfoliant blând pentru față cu semințe de căpșuni, unt de mango și ulei din sâmburi de struguri, care sună foarte bine de altfel și pe care abia aștept să-l folosesc. Și ultimul produs din clipul de astăzi este acest ser pentru față cu niacinamide 10% și zinc 1%, care ar trebui să matifieze tenul și să controleze secreția de sebum. L-am văzut la mai multe fete, în principal pe Instagram și chiar eram curioasă de el, așadar nu am mai stat pe gânduri și l-am cumpărat. Și acestea sunt toate produsele pe care le-am cumpărat în ultima perioadă. Sper din suflet că v-a plăcut videoclipul. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram, unde vă aștept pe toți cu mare, mare drag și linkul îl găsiți în descriere, ca de fiecare dată. Iar până la următorul videoclip, eu v-am pupat! Pa, pa!